Ce este, de fapt, procedura de mărire a punctului G? Procedura de mărire a punctului G este o procedură nechirurgicală, minim invazivă, prin care se administrează o cantitate mică de acid hialuronic în zona G. Această administrare are scopul de a crește suprafața care poate fi stimulată în timpul actului sexual, astfel încât pacientele să poată obține o viață sexuală normală și fiziologică la o durată mai mare de timp. Deci să prelungim durata vieții sexuale și să creștem calitatea acesteia. În mod normal, această injectare presupune întâi identificarea pacientelor care sunt sănătoase clinic. Deci pacientele, înainte de o astfel de procedură, vor trebui să aibă un consult ginecologic, ecografic și eventual și hormonal, care să spună dacă pacienta este sănătoasă. Pacientele trebuie să fie sănătoase psihic, pentru că nu este o procedură de rezolvare a inhibițiilor și problemelor de date de o viață sexuală proastă, sau nu putem ajuta pacienții care văd în această procedură o rezolvare a problemelor relațiilor de cuplu. Și în momentul în care pacienta se prezintă, se poate trece la procedura propriu-zisă. Ați spus că este nevoie să fie sănătoasă. Totuși, femeile care au probleme hormonale și din cauza asta nu obțin plăcerea, pot apela la această procedură? Procedura nu este o procedură periculoasă. Deci, practic, orice persoană sănătoasă, clinic, în sensul că nu prezintă fisuri, nu prezintă tumori, nu prezintă infecții sau alte probleme în zona respectivă, poate beneficia de procedură, deoarece injectarea cu acid hialuronic presupune injectarea cu o substanță similar naturală. Avem toți noi deja acid hialuronic, mai exact toate organismele vii au acid hialuronic, el nu are specificitate de specie, deci acidul hialuronic de natură umană este identic cu toate celelalte forme de acid hialuronic care există în toate animalele vii. În momentul în care facem procedura respectivă, crește doar aria și intensitatea stimulării. Pe scurt, în general, se consideră că aria G, pentru că nu vorbim doar de un punct, vorbim despre o arie care are câțiva centimetri pătrați, aria respectivă poate fi mărită și poate fi îngroșată, astfel încât posibilitățile de stimulare să crească pe zona respectivă. Și pentru identificarea zonei, sau este deja cunoscut unde se află? Nu este cunoscut unde se află exact, în sensul că există variații anatomice. Deci fiecare persoană are, așa cum avem mici asimetrii, așa cum avem mici variații, nici zona respectivă nu este identică pentru toate pacientele. În general, identificarea ei se face cu ajutorul sondei transvaginale, deci se face ecografic. În momentul în care se identifică zona din, se știe că este în peretele vaginal anterior, se știe că începe între 2 și 5 cm de la nivelul orificiului vaginal, în partea dinspre uretră și vezica urinară. Dar poziționarea ei exactă se face cu sonda transvaginală, zona respectivă fiind ușor mai groasă decât zonele alăturate și mai ușor de stimulat. În general, aceste informații, deci informațiile pe care le obținem ecografic, vor fi coroborate cu informațiile pe care ni le dă pacienta în timpul consultului propriu-zis. În momentul în care am identificat zona respectivă, cantitatea de acid hialuronic ce poate fi plasată variază în funcție de necesarul pacientei, de mărimea zonei la pacienta în sine, pentru că nu pot să exagerez cu cantități prea mari, și de dorința ei, pentru că sunt paciente care nu doresc o stimulare foarte puternică sau sunt paciente mai timide care doresc întâi să vadă
ce se întâmplă și cum se vor simți cu un astfel de tratament și că sunt într-o mare siguranță. Acidul hialuronic fiind foarte popular, deja în rândul pacientelor sexual active, adică cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, sunt într-un procent semnificativ deja injectate cu acid hialuronic. Deci, practic, pacientele de regulă știu deja cum simt acidul hialuronic atunci când au injectări pentru riduri, pentru ciarcăne, pentru buze sau pentru alte zone. În momentul în care avem o pacientă care a avut injectări cu acid hialuronic, ne este mult mai ușor, pentru că pe de-o parte știm cum se va comporta aceasta, știm că nu prezintă niciun fel de reacții adverse și mai știm cât ține la ea, pentru că există variații individuale în ceea ce privește durata rezultatului acestui tratament. Există totuși niște riscuri? Există riscuri. În primul rând există toate riscurile posibile asociate acidului hialuronic în sine, deoarece, deși acest acid hialuronic este similar natural, pot exista absolut anecdotic reacții de respingere, deci eu personal care am zeci de mii de injectări la activ nu am avut în toată cariera mea decât numărate pe degetele de la o mână și sunt convinsă că și acelea s-au datorat unor purificări insuficiente, pentru că toate reacțiile de respingere au fost la începutul anilor 2000. Deci când ingineria genetică și industria farmaceutică trebuiau să separe, fiind la început de drum, acidul hialuronic din mediul de cultură în care era produs. În momentul în care această puritate a crescut foarte mult și molecula în sine nu este alergenă, nu am mai întâlnit astfel de accidente. De altfel, inclusiv în literatura de specialitate, dacă acum 10 ani se accepta un risc la 15.000 de persoane injectate, acum deja riscul a scăzut sub 1 la 20.000 de persoane injectate. Efectul cât durează? Efectul durează variabil. Varietatea ține de mărimea zonei și implicit de cantitatea injectată. Evident că atunci când vom injecta o cantitate mai mare vom avea un efect pe timp mai lung. Pe de altă parte ține de modul de viață al pacientei, deci pacientele care fac frecvent saune, băi foarte fierbinți, care stau în căldură foarte mare, vor avea un efect mai scurt decât pacientele care nu fac abuz. În al treilea rând ține de gradul de hidratare generală, deci persoanele bine hidratate care beau lichide suficiente vor avea rezultat o perioadă mai lungă de timp și, bineînțeles, ține de modul de hidrolizare propriu, deci de reacțiile biochimice proprii. Ca atare, în general, pentru o astfel de injectare, se consideră că, în medie, ne putem aștepta la rezultat între 6 și 12 luni de la momentul injectării. Există vreun risc pentru o femeie care, să spunem, își face două astfel de intervenții pe an, timp îndelungat? Nu există niciun risc. Nu există niciun risc în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă vreo neplăcere, de exemplu mici sângerări uretrale sau lucruri care țin de tehnica de injectare, nu de acidul hialuronic în sine. Ele sunt imediate și tranzitorii. Adică dacă ai o mică problemă, problema este instantanee și se va rezolva în câteva zile. În repetarea folosirii lui nu există niciun risc pentru că el se resoarbe foarte lent. Deci, în general, resorpția începe la 6 luni, pentru că de aceea dăm o medie între 6 și 12 luni, dar cantitatea totală va fi resorbită către un an. De aceea, dacă vrei să-ți menții efectul și faci, să spunem, două injectări pe an, vei avea o situație stabilă și cantități mai mici. Deci atunci când vom repeta
în general vom repeta cu jumătate din cantitatea administrată inițial, dacă repetăm la 6 luni, dacă repetăm la un an, vom folosi din nou aceeași cantitate ca prima dată. Iar la această intervenție participă și un medic ginecolog? Întotdeauna. Deci, în primul rând, avizul ginecologului este obligatoriu ca să ne asigurăm că persoana este sănătoasă clinic. În al doilea rând, în ceea ce privește identificarea și ecografia, ginecologul este foarte important. Avizul dermatologului și ajutorul pe care îl oferă acesta se referă la faptul că, în general, dermatologii au experiență foarte mare în folosirea acidului hialuronic pe alte zone ale corpului. Și cu cât experiența este mai mare, ai mai puține greșeli de tehnică. Dar, întotdeauna avem nevoie să ne asigurăm că lucrăm în perfectă sănătate. Mai mult decât atât, dacă în urma consultului ginecologic și în urma discuției pe care o avem în prealabil cu pacienta care dorește această procedură, pacienta nu este convinsă, ea merge acasă, se gândește, se poate informa dacă informațiile pe care le oferim noi nu sunt suficiente sau nu le consideră suficiente, pentru că nu reprezintă niciun fel vreo urgență.